Armata română are prima escadrilă de F-16 și așteaptă acordul guvernului american pentru achiziția 48 de avioane F-35. Mai multe avioane de luptă din dotarea forțelor armate au putut fi văzute ieri pe cerul capitalei cu ocazia Zilei Aviației. Armata română a defilat cu vedetele forțelor aeriene române, avioanele de vânătoare F-16. În total, 16 aeronave au survolat cerul capitalei de Ziua Aviației, printre care avioane și elicoptere ale Ministerului Român de Interne, Serviciului Român de Informații sau Aeroclubului României. Cei mai impresionați de spectacolul aerian au fost copiii. Cele mici, că fac mult zgomot și sunt preferatele mele. De ce te aflei? Ți-ar plăcea să devii pilot într-o zi? Da. Avioanele atunci când au survolat cerul și când a defilat regimentul 30 gardă. Știi că se numește așa? Da. Îți dorești să devii și tu militar într-o zi? Nu prea. Din anul 2021, România are prima escadrilă de avioane F-16, care cuprinde 17 avioane de luptă. Din dotarea forțelor aeriene fac parte și alte 9 avioane, primele sosite din lotul de 32 de aeronave, la mâna a doua pe care statul român le cumpără din Norvegia. Se va face, începând cu anul 2030, o trecere de la operarea avioanelor de tip F-16 către avioanele mult mai puternice de generație nouă F-35. Este nevoie de un acord al Statelor Unite care este așteptat în toamnă ca aceste avioane să fie livrate în final către România. Deja a fost aprobat bugetul, care este unul uriaș, desigur, 6,5 miliarde de dolari, pentru că este vorba de 48 de avioane de tip F-35, avioane din generația A5. La noi în țară se află cantonați în prezent militari finlandezi care execută misiuni de poliție aeriană împreună cu piloții români. Aceștia au fost invitați și ei să survoleze de Ziua Aviației cu avioanele F-18 Hornet. Forțele aeriene sunt o componentă omogenă și dinamică a Armatei României, cu rezultate deosebite atât în misiuni naționale cât și în cadrul aliat. România se află în prima linie de apărare a Alianței și continuă să fie un pilon de stabilitate la nivel regional și un aliat de încredere angajat activ în efortul colectiv de descurajare și apărare a flancului estic. În acest context, cu atât mai relevantă este contribuția forțelor aeriene române. Potrivit indexului Global Firepower, care compară capacitatea de război a diferitelor țări, România se află pe locul 47 în lume pe o listă alături de alte 145 de state și ar putea urca în clasamentul celor mai puternice armate din lume în urma achizițiilor făcute.